Eu de la bun început am declarat că numele corect al limbii noastre este limba română și eu mă bucur că după adoptarea legilor lingvistice în 1989, în Republica Moldova a crescut, s-a educat o generație, iată voi, în baza însușirii perfecte a limbii române, și o generație care vorbește la perfecție limba română. Pentru mine aceasta importă foarte, foarte mult. Problema cu limba are nevoie de timp. Eu mă mir că noi suntem atât de, nu vreau să folosesc un cuvânt mai dur așa, dar ar fi momentul ca să-l folosim.